Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie i-a premiat astăzi pe cei aproximativ 50 de elevi din județul Giurgiu care au participat la Olimpiada Județeană de Religie și la concursul național catehetic Hristos, Sufletul Satului Meu. Premierea elevilor a avut loc la Centrul Pastoral, Cultural și Catehetic Acoperământul Maicii Domnului din satul Varlam, județul Giurgiu. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a binecuvântat astăzi pe tinerii prezenți la Centrul Pastoral, Cultural și Catehetic Acoperământul Maicii Domnului. Ierarhul ne-a dăruit iconițe, cărți și publicații duhovnicești, invitându-i totodată să viziteze cât mai des Centrul Cultural, cât și biblioteca acestuia, de unde pot împrumuta cărți. Astăzi este sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. După rânduielile bisericești, pentru că această sărbătoare, de data aceasta, a căzut în Sfânta și Marea Săptămână a Pătimirilor, nu se face Sfânta Liturghie și nu se sărbătorește, ca să spunem așa, în mod festiv, așa cum se întâmplă de obicei și mod deosebit în eparhia noastră, unde îl avem ca și ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Însă, ne-am gândit împreună cu colaboratorii de la Centrul Eparhial să vă distingem pe dumneavoastră cei care sunteți și ați fost cu adevărat purtător de biruință la Olimpiada de Religie. Este prima activitate pe care vrem să o gândim aici. Clădirea aceasta e o clădire impozantă, cum o vedeți încă de la intrare. Ați văzut că are un banner pe frontispiciu, în care scrie că este așezământul cultural, pastoral, catehetic, închinat acoperământului Maicii Domnului. Aici activitățile care se vor desfășura, începând cu ziua de astăzi, iată, dumneavoastră sunteți cei care inițiați și care inaugurați aceste activități, nu sunt unele limitate doar la slujbele bisericești, cu care de altfel veți începe orice activitate, cum ați avut inițiativa și inspirația să face și astăzi. Cu acest eveniment au fost deschise manifestările cultural-catehetice ce se vor desfășura aici pe toată perioada anului școlar. În perioada vacanțelor, aici vor fi organizate tabere școlare de 7-10 zile la care vor participa elevii meritoși sau cei defavorizați. Am avut bucuria de a avea prima activitate desfășurată la așezământul cultural-pastoral Acoperământul Maicii Domnului din localitatea Varlam. Tot cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop a premiat copiii olimpici la disciplina religie, faza județeană, dar și pe aceia care au participat la concursul organizat de Patriarhia Română, Hristos, Sufletul Satului Meu. Înainte de aceste activități, împreună cu toți cei care au participat, tineri și copii, elevi și studenți deopotrivă, a fost săvârșit acatistul Mântuitorului Hristos, pentru că de fiecare dată, înainte de orice activitate, creștinul, la fel ca și copiii și tinerii din ziua de astăzi, își încep activitatea cu o rugăciune. Suntem deosebit de bucuroși să onorăm astăzi invitația Preasfinției sale, Părintele Ambrozie, Episcopul Giurgiului, de a veni în acest frumos lăcaș, care este Centru Cultural Pastoral Acoperământul Maicii Domnului, anume înființat pentru bucuria copiilor din această eparhie. Noi, profesori, preoți, părinți, suntem aici alături de copii, alături de copiii din parohie, alături de copiii de la școală, alături de copiii din centrele de cateheză, să ne bucurăm de frumusețea acestui spațiu. Vom fi prezenți în continuare, ori de câte ori vom fi invitați, să participăm la atelierele de creație, la taberele de vară. Astăzi am avut bucuria de a participa la activitățile ce s-au desfășurat la Centrul Pastoral Cultural Acoperământul Maicii Domnului și sper ca pe parcursul vacanței de vară să pot participa și la taberele ce se vor organiza aici. La Centrul Pastoral Cultural de la Varlam vor fi organizate în acest an conferințe, întâlniri cu tinerii, proiecții de filme și documentare religioase, precum și activități sociale.